Unii oameni, congenital și aproape niciodată prin exercițiu, izbutesc să trateze cu calm problemele complicate care li se ivesc. Nu le bagatelizează, dar nici nu le iau în tragic. Harald Bălăcescu, dimpotrivă, dramatiza orice neplăcere, amplificând-o până la dimensiuni de catastrofă. Pe fondul acestei stări de spirit, deschise agenda căutând numărul lui Vasile. Gânduri negre îl bântuiseră toată noaptea, împingându-l spre o concluzie veche. Era un blestemat, chiar din prima tinerețe soarta îi scosese în cale o femeie diabolică, nefastă, care îi determinase întregul itinerar de viață. Îl distrusese cu bună știință, transformându-l într-o mobilă cuvântătoare, îi spulberase toate șansele de a fi un om normal, dacă nu fericit, cel puțin mulțumit, împăcat cu existența și cu sine însuși a idoma semenilor. Fusese încredințat că povestea aceea veche de peste 20 de ani era definitiv îngropată în imensa masă de arhive anonime. El, desigur, nu uitase nimic, prea fusese însemnat pe viață, dar socotise că era o chestiune definitiv încheiată, o amintire personală dureroasă, numai a lui, sleită de consecințe. Amin. Iată însă că lucrurile stăteau altfel și după 25 de ani. Ceea ce considera a fi de domeniul trecutului încolțise iarăși, amenințând ca de data aceasta să-l distrugă definitiv. De la Vasile, fratele lui Răzvan Marțian, obținu fără probleme un număr de mobil și un fax la care nu a avut nevoie să apeleze. Răzvan nu și-ascunse mirarea. Harald, uită surpriză la care nu mă așteptam. Care mai e viața ta, bătrâne? Bălăcescu intră direct în subiect. Mi-e teamă că o să avem necazuri. Vrei să ne întâlnim? Nu, nu, s-ar putea să fiu urmărit. În ce naiba te-ai băgat? Sechelele trecutului, totul se plătește. Marțian ricană. Doar fraierii plătesc. Care-i chestia? O să te caute un inspector de poliție, Mănescu. Anchetează o poveste urâtă în care sunt și eu implicat. A găsit la mine în agenda numărul tău de telefon. Nu pricep nimic. Îți explic altă dată. Nu-ți cer decât un singur lucru. Când te întreabă de mine, susții că nu mă cunoști sau că nu ți-aduce aminte în ce împrejurări mai cunoscut. O minciună plauzibilă ar fi că odinioară te-ai ocupat de vânzări de case că te-am angajat ca agent. Nu mai putut servi și de-aia ne-am uitat. Ceva de felul ăsta, orice, numai să nu-i dai de bănuit. Dar de ce să mă bănuiască, neamule? Nu știu, ăștia sunt curioși. Dacă te taxează de dubios, încep să scormonească. De asta mi-e frică. Să nu dezgroape ce nu trebuie. Te cred și eu. Fii pe pace. De la mine nu scoate nimeni nimic. Fii atent. Suntem în aceeași barcă. Dacă nava eșuează, pierde tot echipajul. E adânc, replică celălalt și întrerupse convorbirea. Erau atât de frumoși și le stătea atât de bine împreună, că până și măturătorii se opreau din lucru și, proptindu-se în coada târnului, se întorceau să-i privească. Statura, mersul elastic, umăr lângă umăr, pasul potrivit, eleganța și grația comune generau o impresie unanimă, cei doi erau făcuți unul pentru celălalt. Se aflau în recreația de dinaintea prânzului Andreei și se plimbau prin parcul Herăstrău. Ciprian propuse o cafea la una dintre terasele înșirate pe marginea lacului, dar Andreea refuză. Prefer să stăm pe o bancă. Îmi place să văd sălcile de aproape și să miros lacul. Ce frumos e! Exclamă cu un suspin de fericire. Ciprian îi cuprinse umerii și o strânse mai aproape de el. Mă mai iubești? Te iubesc? Tu? Te ador. Asta e cel mai important, ce simțim noi doi. Dacă ne iubim cu adevărat, nimeni și nimic nu ne poate despărți. Ciprian o privi îngrijorat. Textul suna nou față de gângureala lor, specifică partenerilor încă fierbinte îndrăgostiți, iar cuvântul despărțire nu fusese pronunțat până acum. O posibilitate care nici nu merita luată în calcul. Cu instinctul infailibil al celui amorezat, se interesă. S-a întâmplat ceva? Andreea zâmbi ironic. S-a întâmplat că ai mei sunt niște fraieri. Își închipuie că e de ajuns să-mi bage un tip pe gât pentru ca eu să te părăsesc. Tânărul simți un piron în inimă. O strânse și mai tare la piept, de parcă cineva ar fi încercat să-i o smulgă chiar în clipa aceea, dar nu comentă. Cui pe cui ar fi teoria lor? Dar nu mă cunosc. Jură-mi că asta nu se va întâmpla niciodată. Micul meu, Cip, firește! Cine-i tipul? Andreea ridică din numeri. Unul pentru care tata a făcut pasiune. Am înțeles că vrea să-l ia în echipa lui ca pe un soi de discipol. Mizează mult pe viitorul politic al acestui Tony Barbu.
Pentru Ciprian, minunatul cer de vară deveni întunecat și bolovănos, gata să se prăbușească pe umerii lui. Cu ce se ocupă? Întrebă gătuit. Nu știu exact, a terminat Politehnica. Tot ce pot să spun e doar că e mare șmecher. L-a mirosit din prima pe tata, i-a spus exact ceea ce trebuia să-i spună ca să-l facă praf. Cum arată? Pentru vârsta lui, cam 30 de ani, cred, destul de bine. Cam în genul lui Brad Pitt, dar mai românesc. Ciprian își pierdu glasul. Dumnezeule! Nici mai mult, nici mai puțin decât sex simbolul de la Hollywood. Brad Pitt, inginer, viitor politic și peste noapte agreat de familie. Ce șanse mai poate avea el în fața unuia ca ăsta? Andreea îi observă tulburarea și îl mângâie pe tâmplă. Cip cel mic e supărat. Îmi pare rău că ți-am spus. Ba, ai făcut foarte bine, trebuie să-mi spui totul. Nu-mi place să te văd așa. Eu credeam că o să facem haz. Tânărul își ridică privirea înlăcrimată. Mi-e frică, Andreea. De ce? Să nu te pierd. N-ai încredere în dragostea mea? Ba da, ba da, da, vezi tu, toate îmi sunt împotrivă. Originea, ocupația, antipatia alor tăi. Acum a apărut și Brad Pitt ăsta. Va rezista oare dragostea noastră? Mi-e îngrozitor de frică. Pentru mine nu contează nimic în afară că te iubesc și că mă iubești. Nu-mi pasă de trecutul mamei tale. Am stabilit că vei face o facultate. Nu-mi pasă de niciun bărbat, că-i Pitt, Ricky Martin sau Mel Gibson. Ciprian se răsuci brusc spre ea și strânse mâinile cu putere. Au! Exclamă Andreea, mătoare! Iartă-mă! Și se lăsă în genunchi la picioarele ei. O femeie în vârstă, care își plimba pudelul prin parc, îi privi curioasă. Surâse și își văzu de drum, răsfirând în minte declarații de mult repauzate pe aleile trecutei tinereți. Ne vede lumea, șopti Andreea râzând. Ei și, iubita mea, te implor, hai să ne căsătorim! Așa, în regim de urgență? De ce nu? Nuntă cu Bahiram putem face mai târziu. Cei mai mulți procedează așa. Ar fi o lovitură groaznică pentru ai mei. Ei visează să-mi merit rochea de mireasă, să fiu imaculată, iar cununia civilă și cea religioasă să se consume în aceeași zi. Ciprian o privi stupefiat. Chiar așa de demodați sunt? Așa se proceda în evul mediu. Mulți se îmbracă în mire și mireasă după ce au făcut copii. Ceea ce părinții mei taxează drept o impardonabilă și proletară lipsă de bun gust. Pot accepta ideea ca un cuplu să se legitimeze după niște ani de concubinaj, dar atunci vor face o nuntă discretă, fără lămâiță și tam-tam, dând o masă intimilor la un restaurant elegant. Am auzit de atâtea ori lucrurile astea că le știu pe din afară. Eu n-am mai auzit de așa ceva. Andreea râse. Chestia e pe cine frecventezi, ar zice ai mei. Când s-a măritat Lady Diana, Lordul Spencer, taică său, i-a garantat virginitatea, iar medicii au testat-o înainte de nuntă și au confirmat. Ciprian nu-și revenea din buimăceală. Părinții tăi se cred casă regală? Bă, ieri m-ar și os de domn, tot pe acolo. Și tu? Andreea își plecă privirea încurcată. Ca să fiu sinceră, și mie mi-ar place să mă duc castă la altar. Ciprian o măsură nesigur. Nu știa dacă să fie uluit sau fericit. Optă pentru amândouă și îi acoperi obrajii cu sărutări. Scumpa mea, dar problema se poate rezolva foarte simplu. Ne căsătorim la primărie, dar mai avem răbdare. Andreea, derutată, îl măsură nesigură. Cum ar spune tantiralul, o căsătorie în alb de care ai mei să nu știe. Și când o fi, facem doar cununia religioasă cu toată pompa. Ar putea fi o idee. Nu-i așa? Întrebă Ciprian fericit. Da, da, lasă-mă câteva zile să mă gândesc. O conduse acasă. Ciprian fericit, Andreea tot fericită, dar și puțin speriată, era prima ei mare hotărâre din viață. Fiind ora prânzului, Ciprian intră la McDonald's să ia un sandwich și o înghețată. Cum era încă de vreme, trecu și pe la Hotel București, unde făcu 20 de bazine, pe la 4 parcă în fața blocului unde locuia. Până la spectacol avea suficient timp să se odihnească, ba eventual să treacă și pe la maică sa, să o anunțe că se însoară. Salută vesel un domn bătrân care se chinuia să citească lista cu plata întreținerii și intră în lift. Inima îi cânta de bucurie, era sigur de alegerea pe care o va face Andreea și că în scurt timp va fi soția lui. Desigur, o vreme se vor ascunde de părinții ei, dar el va purta verigheta imediat după ce se vor fi întors de la primărie. Măcar atât, verighete vor avea de la bun început. Când ieși din ascensor, rămase dintr-o dată încremenit, fără grai. Codruța, așezată pe prejul din fața ușii, legăna mecanic un landou.
Orientându-se după ghidul Bucarest Nightlife, Mihai Dumitrescu luă la rând cazinourile. Obișnuit cu peisajul colorat al nopților capitalei, atât el cât și nevastă sa fiind pleziriști cu vocație serioasă, adepții ai principiului să ne trăim viața din plin acum e momentul, înregistră indiferent dinamica marilor artere, îmbietorul firmelor și al vitrinelor puternic luminate, fauna specială care apare, ca în toate marile orașe, doar în nocturnă. La miezul nopții epuizase deja patru cazinouri când, în sfârșit, un dealer de la Partuș îl îndrumă. Nu, astă seară nu l-am văzut pe domnul Marțian. Încercați la Victoria, îl găsiți mai mult ca sigur. Când nu vine la noi, acolo se duce. După inspirație. Clădirea unde cândva funcționează ambasada celui de-al treilea Reich la București, iar mai apoi teatrul de estradă, fastos luminată, semăna cu un cataif gigantic. Găsia nevoie un loc de parcare. Printre mașinile scumpe, surse Mihai, ai fi putut paria la sigur că nu vei găsi nicio dacie. Rămășițe de mentalitate ale austerității, zi sărăciei comuniste, cei mai mulți își închipuiau că dacă nu ești miliardar, nu ai ce căuta într-un cazinou. Bineînțeles, nu vei deveni favoritul casei, nababul dinaintea căruia toți amploiații stabilimentului încremenesc necher, dar nimeni nu te dă afară dacă nu ești dispus să riști mai mult de câteva milioane de lei. După o privire fulger expertă îndreptată spre portarul elegant și bodyguardii care tăiau discret frunze la câini, Mihai intră fără probleme. Nu era o figură familiară, dar după aspectul prosper și aerul degajat, putea deveni un client al casei. Se încadra perfect în peisaj. Mihai încercă să se orienteze. Atmosferă, rumoare piano, de casă bună, o muzică discretă, tăvi cu băutură care mișunau în zigzag, decolteuri cu sclipiciuri, aromă de țigări fine, parfumuri scumpe și bani. Îi plăcea ceea ce vede și își propuse o incursiune cât de curând împreună cu Gina. O cocktail girl, o nurlie la vreo 30 de ani, planturoasă, agresiv de sexy, se opri în fața lui, invitându-l prin gesturi să se servească. Mihai luă o sondă de pe tavă, doar așa, ca să intre în vorbă. Poate m-a ajuns dumneata, domnișoară? Caut un amic. Îi strecură în mâna liberă o hârtie de 500 de mii. Fata etală un zâmbet strălucitor. Cu plăcere? Domnul Marțian, știu că e clientul dumneavoastră. Sigur că da, îl găsiți la masa de blackjack. În aceeași clipă se auzi interpelat. Dimitrescu, cu ce ocazie pe aici, mon cher? Un bărbat mărunt cu siluetă de dansator pe care îl simțeai plin de vână sub superbul costum de seară își deschisese brațele cu o expresie radioasă. Se îmbrățișară bătându-se afectos pe spate. Extraordinar, chiar pe tine te căutam! Răzvan Marțian îl privi iute, dar nu comentă. Îl luă de braț și îl conduse spre bar. Ce bei? Mihai râse. Era fericit că reușise să-l întâlnească. După toate aparențele, Răzvan rămăsese același macho de scurcăreț, orientat, dând impresia că ține totul sub control, că învârte viața în jurul degetului mic. N-am nicio preferință specială în momentul ăsta, ce bei și tu? Ok, hai să fie un Bloody Mary. În amintirea celor ani de studenție. Arăți bine, ai un aer prosper. Ce face Gina? Bine și ea. Păi, dacă totul e bine, de ce m-ai căutat? Începu să râdă încetişor. De ce râzi? Întrebă Mihai contrariat. Mă amuzeau naibii coincidențele. În mai puțin de 3 zile, mă caută 2 inși, ambii depozitari de secrete incomode. Mai încet, se sperie Mihai, ești nebun? Cine dracu te-a mai căutat? Are importanță, dă-i cep că-mi ies din mână să răcesc cărțile. Care-i problema? Dimitrescu se foi ușor neliniștit. În fond, nu exista o problemă concretă, existau doar temerile lui. Uite care-i chestia. Din senin am intrat într-un rahat care ar putea avea consecințe. Culmea e că nici eu nu înțeleg nimic. Îi relată în detaliu povestea pachetelor macabre, întâmplarea ca numele lui Răzvan să figureze în agendele telefonice ale destinatarilor. Poliția nu deținea niciun fir și se agățase de această coincidență. Primitorii coletelor îl cunosc pe Răzvan, e singura legătură dintre ei. Bălăcescu-i celălalt, nu-i așa? Exact, de unde știi? Suntem vecini în relație strict de bună ziua. Și-o fi având cretinul ăla sadic cu blocul nostru, nu-mi trece prin minte. Azi, guvernanta lui fiul meu, o domnișoară bătrână tot vecină, a primit și ea un cozonac din ăsta sinistru. Foarte ciudat, aprecie Marțian. Să-mi spui și mie sfârșitul poveștii. Și acum, ce treabă am eu în afacerea asta? Hai, nu fă pe prostul! Mi-e teamă să nu scormonească și să ajungă la istoria cealaltă.
Au trecut 1000 de ani de atunci, eu am și uitat-o și, te asigur, nimeni nu se mai gândește la ea. Nu știu, nu mai sunt sigur deloc. Știu doar că mi-e teamă. Polițistul care anchetează mi se pare al naibii de viclean. Așa are un look de clubman. Zici că citește Times-ul pe malul Tamisei, nu jurnalul național, eminamente civilizat și distins, dar simt că astea sunt doar prafuri de aruncat în ochi. Mai mult ca sigur va încerca să stea de vorbă cu tine. Mă vezi povestindu-i din amintiri din armată și printre altele așa, ca element picant, isprava noastră din pădurea Tunari. Mihai se uită speriat în jur. Isprăvește, domnule, vorbește mai încet. Da, mă, știi, tâmpit? În definitiv, suntem amândoi la fel de amestecați în rahatul ăla. Așa îmi spune și Gina. Figura cartoforului deveni brusc serioasă și două riduri se iviră între sprâncenele neguroase. Cum? Gina știe? Te credeam mai dibaci. Ce greșeală, Dumnezeule! Nu vorbi așa. Gina e o femeie unică. În relațiile dintre noi pot spune tot unice, nu încap secrete. Zău, eu unul n-am întâlnit încă babă tânără și nici femeie discretă. Zii ferească, Dumnezeu, de ziua când nu îi se va păi părea că ești singurul bărbat de pe lume. Dimitrescu dădu din mână, sigur pe el. Prosti! Chestiunea e că am simțit nevoia să te avertize să nu te prinde ăla cu garda jos. Când urcă la volan, Mihai respira ceva mai ușurat. Nici acum pe drumul spre casă și nici la plecare nu-și dăduse seama că e urmărit de o dacie cenușie. Dumitru Sofron pășea pe vârful picioarelor. Terorista era plină de draci, ceea ce însemna că față de indignarea furioasă care o macină acum, umoarea neagră obișnuită putea fi considerată drept glumeață. În asemenea zile, Sofron n-ar fi reușit nici cum să intre în voie. Chiar dacă ar fi spălat parchetul cu limba, epitetele necruțătoare, neghiob, parazit, limbric, analfabet, îl plouau la fiecare respirație și la intervale regulate, încasa câte un polonic sau papuc în cap, în funcție de peisajul în care se desfășura activitatea. Circul începuse chiar de dimineață, când înainte de a pleca la spital, Caterina primise un telefon de amenințare. Câteva cuvinte care o făcuseră să turbeze. Rândul viitor, nu mai scapi! Ecaterina era dură la furie și faptul că bărbată s-o cunoștea amănuntul nu îl împiedică să o admire încă o dată. Terorista era mânioasă, dar nici de cum speriată, motivul stăriei proaste de spirit fiind insolența și tupeul de neiertat al agresorului. Cum adică? Își permite cineva să încerce să o molesteze, să o amenințe, să o tutuiască pe ea? Ea? Doctor Ecaterina Sofron, personalitate de vârf a medicinii și a societății românești? Oamenii obișnuiți, dacă au bun simț, nu și-ar permite nici să ridice ochii până la ea, fără a le fi acordat ea acest privilegiu prealabil. Bietul Sofron, copleșit de această fișă, se întrebă la un moment dat aiurii dacă nu cumva, în prostia lui, nu-și subaprecia nevasta. Poate fi știind ea ce spune. Oricum, respiră ușurat când Ecaterina plecă de acasă. Avertizându-l că nu se va întoarce de la spital decât pe seară, bătrânul jubilă căci avea un răstim de cel puțin 10 ceasuri în care putea face ce vrea. Și, într-adevăr, petrecu o zi minunată și se pili pe cinste, câștigând la sala de biliard a Licuriciului 200.000 de lei. Deși într-o stare euforică, a avut grijă să-și asigure câteva ore de somn până la întoarcerea teroristei, ca să nu-l miroasă că a chefuit. Când aceasta băgă cheia în ială, Sofron se simțea proaspăt. Buze încrețite pungă, privire ucigătoare, obraz încremenit, seara ce urma să se desfășoare în compania Ecaterinei nu promitea nimic bun. Sofron încercă să intre în voie, grăbindu-se să o debaraseze de la ușă de geantă și sacoșă, să-i scoată pantofii. Femeia acceptă să fie servită și, înainte să intre în dormitor să se schimbe, întrebă: m-a căutat cineva? Nimeni, răspunse pe un ton servil Sofron. Vrei să-ți pregătești ceva de mâncare? Terorista lătră, mușcând cuvintele. Ești capabil să te mai gândești și la altceva în afară de burtă? Ultimele silabe se încrucișară cu soneria telefonului. Doctorița șovăi un singur moment, apoi, oprindu-l din gesturi pe bărbată său să răspundă, ridică receptorul. Emise un alo bubuitor, atât de furios, încât Sofronul zise că, dacă ar fi fost în locul apelantului, ar fi închis instantaneu, renunțând la convorbire. O voce incertă, imposibil de catalogat, rosti aproape în șoaptă. Dacă păstrați tăcerea, nu veți fi deranjată. Bestie! Urlă Ecaterina, dar autorul mesajului închisese deja.
Dumitru Sofron tremura, așezat în cel mai întunecat colț al sufrageriei, lângă lampadarul pe care îl aprindeau numai când se uitau la televizor. Nu știa ce să facă. Deși scandalurile din casa lor deveniseră de mult simple detalii neplăcute, punctând itinerarul unei zile, el nu reușise să se obișnuiască, așa cum nu se putea obișnui nici cu glasul Caterinei, tresărind ori de câte ori aceasta trecea la acute. Știa că prezența lui o irită și o nemulțumește, aici se înșela pentru că doctorița avea nevoie de cineva pe care să-și descarce nervii și nu să urle singure de nebună la pereți, pe de altă parte, dacă s-ar fi dus să se culce, nu l-ar fi scos din inconștient și nesimțit. Femeia îl măsură plină de dispreț. Tu ce taci ca o gâlmă? Sofron își umezi buzele uscate, nu din cauza emoției, ci consecința berilor combinate cu vodcă, înghițite în cursul dimineții. Ca să o îmbuneze, începu să improvizeze la piculină. Nu fac griji pentru tine, pușii, s-au pus bandiții pe capul tău. Nu zic nimic, fiindcă mai bine ca tine nu judecă nimeni, da, după judecata mea. E caz de poliție. Trebuie să anunți. Pe scripcarul ăla. Nu dau doi bani pe el. Poate că trimite pe altul. Eu așa gândesc. Un atac la persoană. Enumeră greșind sensul sintagmei și două telefoane de amenințare. Păi asta-i de joacă? Expresia de vrăjitoare a teroristei deveni și mai cruntă, la dracu cu polițiștii. Nu avusese încredere în ei nici pe vremea lui Ceaușescu, iar trecerea anilor nu le îmbunătățise imaginea. În realitate, puțin le păsa. Prost plătiți, neechipați, insuficienți ca număr, copleșiți de valul și de periculozitatea unor infracțiuni grave, li se fâlfâie lor de doctorița Sofron și de telefoanele de amenințare primite, care ar putea fi numai niște bancuri idioate. Poate i s-ar acorda mai multă atenție dacă ar fi X, maimuța vopsită prezentatoare la emisiunea Y, vedetă rock sau sex simbol cu craci lungi și ugeri de vacă. En vogue e acum non-valoarea cu sclipici. Un singur lucru o punea pe gânduri. Cele două telefoane de amenințare aveau paternități distincte. Vocile diferite ar fi fost ultimul amănunt de care să țină seama, dar textele se contraziceau. Apelul de dimineață anunța un sfârșit iminent, pe când cel de seară făgăduia în schimbul tăcerii, liniștea absolută. O străfulgeră un gând. Să aibă Gigi vreun amestec? Se ridică și începu să-și descheie nasturii de la capot. Dumitru răsuflă discret, dar ușurat. Operațiunea în sine echivala cu anunțul de la ușa magazinelor, întors seara, închis, constituia pentru bătrân permisul de trecere în dormitor la culcare. Se grăbi să se întindă înaintea nevestisii într-o rână, ca să nu o deranjeze, ocupând cât mai puțin loc. Ca să fie și mai sigur că ziua e definitiv încheiată, simulă respirația ritmică a somnului. Nevastă-sa intră în dormitor după 10 minute, timp în care își aranjase în baie obrazul pentru noapte. Cu toată convingerea, se socotea prototipul de intelectuală frumoasă, o frumusețe spiritualizată, distinsă, cu bile de intrare la Buckingham Palace sau la Academia Franceză. Își îngrija fața cu cosmetice și când se culca, acoperită de un strat de cremă albă dată fără economie, semăna cu o fantomă. Constată că bărbată s-o așa adormit și îi expedie o copită în șold, măcar cât să tresară în somn. Prea era nesimțit! Ca primă reacție, Ciprian ar fi luat-o la fugă. Concomitent îi trecu prin minte să o azvârle pe scări, împreună cu tot bagajul. Un soi de rațiune reflexă îl determină să o bage repede în casă, privind speriat în jur. Răsuflă, cu impresia că nu are aer. Te-a văzut cineva? Nimeni. Te aștept de vreo două ore, dar nu m-a văzut nimeni. Zâmbea nesigură și își răsucea mașinal degetul gros în pumnul făcut căuș al celeilalte mâini. Nu îndrăznea să se așeze privind în jur fără să vadă nimic. Ce cauți aici? Întrebă brutal tânărul. În același timp se întreba ce naiba găsise el la bleaga asta, unde-i fusese rămințile când se încurcase cu ea. Era drăguțică chiar și acum, după naștere, își păstrase încă aerul feciorelnic și prospețimea de floare. Altfel, ștearsă, lipsită de personalitate, o drăgălășenie de duzină complet lipsită de rasă. O cunoscuse la Flamingo, unde o scosese o prietenă mai emancipată și în decorul zurbagiu cu o faună care părea smintită, doar plete, picioare și buricuri goale, frăgezimea nemachiată și cumințenia codruței, prin contrast, aveau efect. Curte pe față îi făcea prietena ei, dar Ciprian plecă acasă cu codruța. Sunt ghinionist, avea să-și dea ulterior cu pumnii în cap.
Atâția bărbați au zeci de aventuri fără consecințe, iar eu, imbecilul, a trebuit să nimeresc peste singura fată cu minte, una din alea cinci dintr-o sută. Măcar dacă m-ar fi avertizat că e virgină. Dar aici Ciprian se mințea pe el însuși, căci oricine și-ar fi dat seama de amănunt numai din stângăcia și sfiala fetei. Pe deasupra, al doilea ghinion era și tâmpită. Altele, cel puțin din auzite, știu ce ea e o pastilă, iar, in extremis, orice imprudență se rezolvă la secția de ginecologie. Oroaia, de parcă n-ar fi observat nicio schimbare, a așteptase până când orice intervenție devenise exclusă și până când soră s-a observase că îi crește burta. Iar ăsta era poate cel mai mare ghinion să dea peste o cumnată ca donă. De parcă n-ar fi fost roda la celui aș pântece, pe cât de balegă, știa că e nedrepta, îl sufoca necazul, era codruța pe atât de viperă mustind de venin, era dona. Încă dinainte de a se naște copilul, începuse să-l șantajeze. 10.000 de dolari scosese de la el până acum, amenințându-l că face publică paternitatea. Nici asta n-ar fi fost o tragedie, e plină lumea de pensii alimentare plătite nelegitimilor, dar întâmplarea făcuse ca foarte curând să o cunoască pe Andreea, să se îndrăgostească și să o iubească din tot sufletul. Dona simțise că e frică și își înmulțise cererile de bani. Dacă ar mai ști că miza e Andreea, fiica senatorului Drăgușin, Ciprian nici nu îndrăznea să se gândească. Iar pretinde și ochii. Ți-am spus să nu calci pe aici. Fata răspunse tremurat. Unde era să mă duc? Am fugit de acasă. De ce dracu ai fugit? Simțea că pică cerul pe capul lui, uite o dandana la care nu se gândise. Codruța răspunse cu naturalețe. Dona vrea să ne o ia pe Floricel, adică s-o dea. Cunoaște o familie care vrea să o adopte. Trebuia să vină azi sau mâine. N-am mai așteptat, chicoti. Pentru un moment, chipul lui Ciprian se lumină. Știi? N-ar fi o idee rea. Trebuie văzut despre ce este vorba, dacă sunt oameni de calitate, în măsură să-i asigură educație și, în fine, tot ce-i trebuie unui copil. Mi s-ar părea o soluție extraordinară. Tu știi, sora ta nu-i proastă. Codruța smulse violent fetița din landou și o strânse la piept, de parcă pericolul de a-i fi luată era imediat. Doar dacă mor, mi-o puteți lua pe Floricel. Lui Ciprian îi veni să o ia la palme, ba să-și tragă și lui câteva zdravene. În ciuda problemelor pe care îi le făcea, îi era totuși milă de Codruța. O nefericită parcă născută să fie victimă, căzută pe mâna unor șacali, căci nici el nu era mai bun decât dona. Încercă să o ia cu blândețe. Încearcă să gândești puțin, Codruța. Nu trebuie să fii egoistă ca să te gândești la binele fetiței. Va avea doi părinți. Are și acum, șopti ea, abia stăpânându-și lacrimile. Nu, nu are. O pensie alimentară pe care ți-o voi plăti nu înseamnă un tată. De ce pensie alimentară? O vom crește împreună. Ciprian își înfipse exasperat mâinile în păr. Eu nu mă însor cu tine, să fie clar. Nu ți-am promis nimic. Ne-am culcat doar de câteva ori împreună, dar asta nu-i suficient pentru căsătorie. Te rog din suflet să te gândești bine. Ai numai de câștigat. Și tu și fetița. Ea vei avea parte de o familie, iar tu vei fi liberă. Ești tânără și frumușică, îți găsești oricând un bărbat care să ți se potrivească. Cu un copil de mână e mai greu. Codruța își ridică ochii plânși. Dar te-am găsit pe tine. De ce să mai caut? Scos din sărite, Ciprian urlă. Pentru că eu nu te vreau, pentru numele lui Dumnezeu. Chiar nu poți pricepe atâta lucru? Nu, răspunse candid fata. Te-am supărat cu ceva? Uită-te puțin la Floricel, cum râde și întinde brațele spre tine. Știe că ești tăticul ei. Epuizat, Ciprian se duse la bar și, în mod excepțional pentru că nu bea niciodată înainte de spectacol, își turnă un scoci. Își aminti de o vorbă auzită cândva, să nu te încurci niciodată cu idioții sau cu nebunii. Tu ce ai de gând acum? O întrebă stând cu spatele la ea. Expresia Codruței se lumină și exclamă veselă. Mă gândeam să fac puțină curățenie. Se vede că n-ai șters praful de mult. Ciprian răsuci un cap căpiat. Ai de gând să te instaleze aici? Nu sunt o mofturoasă, e o singură cameră, dar mare. În nișa de lângă fereastră o instalăm pe Floricel. Acum, cât e frumos afară, o vom scoate pe terasă. Bucătăria e cam mică, dar pentru cât avem noi nevoie, ajunge. Tânărul rămase o secundă fără grai, apoi izbucni într-un râs nervos. Ei, nu, asta era mai bună ca toate, de unde până mai acum jumătate de ceas pasăre slobodă cu unele probleme ce-i drepta, tot slobodă, pregătindu-se de nuntă cu Andreea, iată-l dintr-o dată pricopsit cu o familie completă, muiere și copil aciuați în bătătura lui.
Codruța, interpretându-i greșit criza de ilaritate, începu să râdă și ea. E, o să fie strașnic, nu-i așa? Ciprian îi luă copilul din brațe și îl puse în landou. Declară rece. Aici nu puteți rămâne. Codruța se dădu un pas înapoi, lipindu-și obrazul de cel al fetiței. Acasă nu mă întorc, mai bine o moară-mă. Nici la mine nu puteți rămâne, ia-ți lucrurile. Unde ne duci? Apelez la o soluție provizorie, o locuință pentru moment. Mai încolo o să vedem. Nu exista niciun motiv temeinic care să-i justifice bănuiala, dar Milord presimțea, încă dinainte de a-l fi văzut, că Răzvan Marțian trebuie să fie un pui de lele, uns cu toate alifiile. De la prima întâlnire, inspectorul nu fu dezamăgit. Marțian era un tip specific, genul de persoană care se descurcă în orice împrejurare, care vorba bancului e în stare să-ți scoată pe aprigă VIP-ie în mijlocul deșertului o cola de la gheață sau să vândă frigidere la Polul Nord. Ca aspect era vioi, simpatic, debordând de vitalitate și de energie. Nu prea înalt, suplu, cu mișcări pline de grație și haine care îi cădeau admirabil, cu o figură mobilă caracteristică, de actor, câștiga spontan simpatiile și inimile femeilor. Ofera o senzație reconfortantă și părea că în prezența lui nu se poate întâmpla nimic rău, lui, ție, pentru pământul. Locuia pe una dintre aleile care se deschideau din bulevardul Dacia, ocupând parterul unei vile cu două nivele. Multă stucatură, tavan susținut de bârne, cămin autentic, mobilă florentină, doar câteva piese, dar de calitate. Ca un hatâr adus comodității și contemporaneității, o canapea și două fotolii din piele galbenă în care te scufundai, îmbiau la conversații agreabile și tihnite în tovărășia căminului. La vederea legitimației inspectorului, Marțian simulă, firește, surpriza. O surpriză plăcută pe care și-o manifestă fără rezerve. Dacă am ajuns să avem un poliție exemplare ca dumneata, gata, m-am liniștit. Intrăm și sigur în NATO. Îți pot oferi ceva de băut? Manifesta o familiaritate care nu deranja, mizând pe faptul că erau de vârste apropiate, dar în general apela rar la pronumele de reverență. Băiatul care, după modelul american, îți recomandă de la primele replici schimbate, hai zim Gigi, Costică, etc. Mai scorțos și selectiv, Milord nu agrea stilul. A tutui pe cineva era un drept care trebuia câștigat, presupunând raporturi aparte. A fi tu cu oricine îl lipsea de orice valoare. Era însă un simplu punct de vedere pe care îl rezerva relațiilor personale, altfel se adapta din mers așa cum avea să procedeze și în acest caz. După ce se instalară, Marțian blocă ostentativ celularul și își încrucișă mâinile peste pântecele sub, sugerând o binevoitoare atenție pentru cele ce vor urma. N-am să te rețin mult, începu Mănescu. Timpul meu îți aparține? Mulțumesc. Numele de Harald Bălăcescu îți spune ceva? Celălalt începu să râdă. Firește, un nume de rege, n-aș putea spune dacă e vorba de Norvegia sau Suedia. Lucra în diplomație, parcă. Exact, lucrează și acum. Un tip uscat și mohorât, își aminti Marțian. Deloc simpatic. Ce-i cu el? L-ai văzut recent? Nu face parte din anturajul meu. Sunt probabil mulți ani de când nu l-am mai întâlnit, în orice caz, dinainte de Revoluție. În ce împrejurări l-ai cunoscut? Marțian păru să aibă un moment de ezitare, apoi ridică din umeri și râse iarăși. În fond, nu văd de ce m-aș ascunde. Mă ocupam pe atunci de tot soiul de mărunțișuri ca să-mi asigur existența. Am absolvit facultatea de electronică, dar n-am profesat o singură zi. Nu era simplu sub Ceaușescu, te luau imediat în vizor. Mie îmi spui, chestia e că n-am vrut să mă duc la Miercurea Ciuc unde mă repartizaseră și ăia nu vroiau să-mi dea negația. Deci nu mă puteam angaja nicăieri, iar eu n-am fost prea trist. Congenital, nu suport condică, program fix, șef, disciplină. Știai din start că nu te poți aștepta la altceva. Furia românului de a avea musai o diplomă universitară. M-au frecat ai mei la cap și asta e situația. Pomeneai de mărunțișuri. Exact. Am învârtit o felul de afaceri, o plajă de activități care nu figurau în nomenclatorul ocupațional al economiei socialiste, dar care se desfășurau harnic în subteran. Pe scurt, vânzări, cumpărări de obiecte de artă, icoane, bijuterii, case. În paralel, eram jucător de poker profesionist, de aici scoteam cât pentru piața zilnică. La care rubrică se înscrie Bălăcescu? Misiție, îl demolaseră și vroia un apartament de 3 camere, parcă în centru. Chestia nu era simplă și el n-avea răbdare. Presupun că a găsit ceva pe alte căi, că și colaborarea noastră a încetat. Cam asta ar fi. Ți se pare posibil ca el să nu-și amintească deloc de tine? Mă simt jignit până în adâncul sufletului, suruse Marțian.
Nu credeam că sunt atât de neînsemnat, dar e posibil, ca dovadă. Milord își mușcă buzele. Marțian părea sinceritatea personificată, un personaj mai năzdrăvan, și amănuntul că își câștiga existența din ocupații presupunând mai mult șmecherie decât trudă, conform mentalității comuniste, nu însemna că e băiat rău. Da, mi-a făcut impresia că ascunde ceva în legătură cu tine. Parcă numele de Marțian l-ar arde, exageră intenționat Mănescu. Pe chipul lui Marțian se așternu o mare mirare. Realmente, nu văd de ce. Nu există niciun motiv. Cel puțin, eu unul nu-l văd. Dinu zâmbi, chipurile scuzându-se. Nu obișnuiesc să fac complimente bărbaților, dar, după cum o știi și tu, nu ești un individ insignifiant, lesne de uitat. Răzvan râse cu poftă. Poate că nici nu m-a remarcat. Matematicienii sunt, în general, aiuriți, ei și poeții. Nu observă nimic din ce se petrece în jurul lor. Matematician? Se miră Mănescu. În diplomație? De ce nu? Regimul recruta dosare, nu indivizi. Se grăbi să adauge. Matematician sau poate altceva. Eu parcă așa am reținut, dar nu are nicio importanță. Fără îndoială, fu de acord Mănescu. Scuză-mă dacă amănuntul nu deranjează ancheta, căci, practic, despre așa ceva este vorba. Cum ai ajuns la mine? Ce motiv te-a determinat? Cum de-ați ajuns să discutați despre mine? Ești trecut în agenda lui de telefon. Marțian se abandonă pe spatele fotoliului de-a dreptul uluit. Ei, lasă-mă! Din nou, scuze! Nu sunt familiarizat cu metodele de investigație ale poliției. În mod surprinzător, surâse Milord. Nu mă supăr, râse Marțian, ci o iau dimpotrivă ca pe un compliment. Trebuie să fii al naibii de dibașca sub Ceaușescu la îndeletnicirile mele să scapi fără să fii luat la întrebări. E aspectul la care m-am gândit și eu. Ne înțelegem de minune. Apropo de metodele de investigație, fiecare avem notat în agenda 10 de numere de telefon, ceea ce s-a întâmplat desigur și în cazul lui Bălăcescu. Vă ocupați chiar de toți? Când e cazul? Marțian clătină din cap cu amărăciune. Mon cher, mănânci o pâine dură. Nu te invidiez. Nici măcar fraierii nu mă invidiază, râse Milord. Când te plictisești, caută-mă, vin cu propuneri interesante. Am reținut. Vrei să știi de ce te-am căutat? Simplu. Conduc o anchetă în care, printre alții, am două subiecte implicate. Harald Bălăcescu și familia Mihai Dimitrescu, soț și soție. În ambele agende am dat pe numele tău. Marțian exclamă, Mihai! Mihai Dimitrescu! Păi am fost colegi de facultate! Ce golan eram! Ce petreceri, ce gagici! Dar cum minții de când s-a însurat? Ce mai face? Măgaru! Nu mai mi-a dat niciun semn de viață! Tocmai de asta și sunt surprins! De ce surprins? Că ați mai dat peste numele meu în agenda lui Mihai, când am pierdut contactul de atâta vreme. Presupun că nu și-a schimbat de mult agenda. Pe chipul lui Mănescu nu se putea citi nimic. Marțian simți nevoia să supraliciteze. Simt că te-am dezamăgit, inspectore, și îmi pare rău pentru că ești un tip simpatic. Poate că, dacă aș ști despre ce este vorba, te-aș putea ajuta mai mult. Dinu îi relată pe scurt despre coletele negre, doar ca să se convingă că individul minte. Firește, simulă o mare surpriză, ce minte bolnavă au oamenii, dar semnele de exclamație erau doar de cor. Simțea informația prealabilă care le excludea. Îl mințise de altfel tot timpul și în legătură cu Bălăcescu și cu Dimitrescu. Parcă îi acoperea cumva. Îl părăsi pe Marțian cu convingerea că atât diplomatul cât și prosperul om de afaceri au ceva de ascuns, ceva grav despre care Marțian știa. Era interesant de afla dacă era vorba despre unul și același lucru. După plecarea inspectorului, Marțian își turnă un deget de scoci. Cu paharul în mână, se apropie de oglinda de deasupra lăzii florentine și se privi murmurând. Nu m-a crezut, rânji. La urma urmei, e treaba lor. Singura încăpere din casa Drăgușin mobilată modern, cu lucruri noi, cumpărate de el însuși de la magazin, era dormitorul. Îndrăgostit pătimaș de antichități și client frecvent al consignațiilor de profil, percepând cu emoție sinceră orice reverberație ale trecutului îndepărtat și rostogolind cu voluptate ca Uric, Hrisov, Letopiseț, Pergament sau Hațiș Veriș, exista unul în arhiva familiei emise sultanul Mustafa al Enele, avea totuși această ciudățenie pe care o formulase nevestesii în termeni limpezi și retorici conform stilului. Proslăvesc trecutul neamului nostru de martiri și vitej, dar dormitorul e o chestiune prea personală, prea intimă ca să suporte martori chiar și repauzați. Mi-e greu să mă abandonez lui Morfeu într-un pat în care știu că au dormit și au făcut dragoste o sumă de personaje, domiciliați în prezent la Belu.
Iubesc trecutul, dar nu strigoii. Ca mai mereu, Bianca nu-l contrazise, adepta unui principiu pe care îl adoptase încă din primele luni de căsătorie. Nu te încontra pe fleacuri, fiind totdeauna de acord cu el, ba chiar lasă-i impresia că cedezi pentru a te putea împotrivi în probleme fundamentale, așa cum considera că se întâmplă azi. Cred că ar trebui să mai reflectezi, Matei, spuse masându-și cu degete ușoare ridurile din jurul ochilor, pentru a face colt crimul să intre în piele. Mai ales în chestiuni de inimă mai gingașe, nu-i indicat să forțezi lucrurile. Matei Drăgușin, care întins pe pat, tocmai își admira profilul de senator roman proiectat pe zid, râse. Dar nimeni nu forțează, nu fac decât să orientez lucrurile cu abilitate și discreție, desigur, pe un alt făgaș. Dacă o crezi proastă pe fică ta, înseamnă că nu o cunoști. De altfel, n-ar trebui să fie prea subtilă ca să-ți sesizeze sforăriile. Glasul avocatului bubui. Nu că ar fi fost furios, dar era modalitatea lui de a-și sublinia o idee la bară, în parlament sau acasă. Dar nici nu pot asista cu mâinile încrucișate cum unicul meu copil se îndreaptă cu pași siguri spre prăpastie. Fii atent să nu-i dai tu brânci. Senatorul nu vroia să se enerveze, așa că stinse veioza de pe partea lui, semn că nu e dispus să mai discute. Încheie totuși pe un ton mai normal. Te rog să nu te amesteci, draga mea. Ești o femeie fină, inteligentă, dar în materie de montat o strategie, lasă-mă pe mine. De asta dată, Tony nu-i mai spuse Donei unde se duce, ci inventă o agapă cu băieții cu care copilărise în același cartier, agape care aveau loc, într-adevăr, periodic. Simțise că Donei nu-i place apropierea de Drăgușin, că privea cu circumspecție întâlnirile cu acesta, prea frecvente și prelungite. Își ținea gura pentru că nu era proastă, dar odată totuși o scăpase. Dacă ți închipui că o să urci singur în căruță, te înșeli. Tony se prefăcuse că nu sesizase afirmația, iar Dona nu insistase. Spre mirarea tânărului, senatorul îl chemase la biroul lui din oraș și nu acasă. Se explică însă imediat ce-i strânse mâna și îl pofti să ia loc. Am vrut să nu fim deranjați de nimeni, e o chestiune delicată și am toată încrederea în discreția dumitale. Tony Barbu schiță intenția de a se ridica să mulțumească. Maestre, stai jos, vrei o cafea sau altceva? Tony refuză și Drăgușin, după ce își trese glasul, arboră o expresie caracteristică lui de enfază amicală. Uite, dragul meu, despre ce este vorba. Direct, sincer, de la inimă la inimă, ca între bărbați. Tony îl urmărea cu toate simțurile la pândă, nu și închipuia deloc ce avea să urmeze. Presimțea însă că era ceva de bine. E vorba despre fiică mea, Andreea. Ai cunoscut-o? Tony încuvință din cap. Ar fi trebuit să enunțe un compliment, dar nu-și dădea seama care ar fi cel mai potrivit. Nu putea să-i spună lui taică-său că gagica-i sexy, bună, trafanda, de care i-a recomandat și lui doctorul. Da, urmă Drăgușin. Nu vreau să cad în păcatul etern al părinților care își ridică până la cer odraslele, dar Andreea e realmente un copil remarcabil. Se vede cu ochiul liber, surse Tony. Ne-am și ocupat de ea. Grădiniță germană, școala la americani, guvernantă în limba franceză. Adevărat că am investit, dar nu suntem dezamăgiți. A fost o elevă bună, iar acum se pregătește să dea examen la Promedia, facultatea de jurnalistică. Sunt convins că va reuși. Mi se pare un palmares extraordinar, vă felicit. Avocatul suruse modest. Pe ea, mon cher, meritele îi aparțin. Oricât ai investi în piatră seacă, nu de rod. Este o fată deosebită din toate punctele de vedere, sensibilă, cinstită, nevinovată. De naivitatea vârstei însă nu o poate scuti nimeni. N-a împlinit încă 18 ani. Tony plasă zâmbind. E, uite un defect care trece. Dar pe moment poate avea consecințe. Aici am ajuns la miezul problemei. A întâlnit un tânăr frumușel, fără îndoială, dar cu totul insignifiant. Un derbedeiaș de duzină. De cea mai umilă extracțiune, nu se putea ceva mai rău. Dacă îl iubește, așa îi se pare ei. La 18 ani ți-o spun azi la mustață căruntă și își mângâie instinctiv buza superioară complet rasă, iubești dragostea unui individ. Repet, așa îi se pare ei. Mai ales că eu și nevastă mea ne-am manifestat fățiși dezacordul. Tony mimă stânjeneala, foindu-se în fotoliu. Iertați-mă, care e problema? Toți am trăit idile de adolescență, chiar mai multe. Problema e că i-a intrat în cap să se mărite cu acest terchea-berchea. Cu ce se ocupă? Senatorul pufni cu dispreț. Face nudism! Poftim?
Adică se dezbracă pentru dame în diverse spelungi. Îți imaginezi dumneata ce se petrece în sufletul meu de părinte? Înțeleg, spuse Tony încet. Ați prefera ceva mai solid. Brusc, ochii ușor bulbucați ai senatorului crescură. Solid? Numai despre asta e vorba. Dumneata ai accepta să te însori cu o bordeleză din astea care exhibiționează în public ceea ce oamenii cum se cade nu văd nici la ei în dormitor? Știți, suruse parcă încurcat Tony, trăim în plin sex age, mentalitatea s-a mai schimbat, s-a schimbat pe dracu. De-aia era să piardă Clinton Timona pentru o simplă aventură? De-aia o actriță care a făcut filme porno nu mai pupă Hollywoodul? Mie însă atâta să-mi spui. Te-ai însura cu o asemenea creatură? Nu, sincer nu. Drăgușin se lăsă pe spatele fotoliului satisfăcut. Ei, vezi, și dacă la o femeie nu accepți asemenea prostituare, ce să mai zic la un bărbat? Capul familiei, tatăl copiilor, pordrapelul familiei. Interveni o pauză. Înainte de a deveni stânjenitoare, Drăgușin reluă. M-am gândit la dumneata. Te-am avertizat că e o problemă delicată. Dar ești singurul în măsură să mă ajuți. Tony Barbu, deși bănuia deja cam pe unde bătea senatorul, simulă marea surpriză. Eu? Da, dumneata, pentru că mai e și o chestiune de încredere. Nu m-aș fi adresat oricui. Mulțumesc, dar nu văd. Drăgușin începu să gesticuleze. Domnule, teoria mea confirmată nu odată de realitatea trăită este că cui pe cui se scoate. Scoate el, domnule, din cap pe viermele ăsta. Ai răbdare să-mi expun teoria. Ești tânăr, prezentabil, ba chiar arătos, politehnician de familie și ai viitor. Sunt cu mai mult de 10 ani mai mare decât fleacuri, îl întrerupse senatorul. Diferențele când nu devin indecente, flatează junele fete. Peste toate mai ai și acceptul părinților. Văd că te foiești, ce nu-ți convine aici? Ce să vă spun, nu mi se pare tocmai fair play. De ce? În fond, îți cer un mic serviciu din punctul dumitale de vedere, dar vital pentru mine. Și nota bene, nu-și cer să o iei pe Andreea de nevastă. E și prea tânără ca să se pună problema, iar la cum se prezintă, realizez singur că nu-i vor lipsi oști de admiratori. Totul e să trecem hopul. Ajută-mă și hai să te convingi, sunt un om care nu uită. Se poate, mă jigniți. Cum vedeți însă dumneavoastră concret lucrurile? Cum se vor desfășura? Drăgușin început să râdă. Să fim serioși, mon cher, trebuie eu să te învăț cum se face curte unei june copile? Ce, ești începător? Dacă e vorba de june copile, da, spuse Tony și pentru prima oară era pe deplin sincer. Mai spre 40 de ani încep să apreciez prospețimea și candoare. Nu contest, păi hai să ne gândim. Flori, în primul rând neapărat, cu mesaj, o să-i-l explice maică-sa, poezele... De data asta, Tony izbucni într-un râs necenzurat. Al secol maestre! Aici te înșeli. Romantismul n-a pierit și nu va pieri în veci. Vei avea câștig de cauză prin originalitate și în contrast cu bădărănia tinerilor de azi, care de la prima întâlnire au ambiția să afle ce număr poartă fata la sutien. Nu mai trebuie să pomenesc de invitații la concerte, spectacole, expoziții sau restaurante decente. Bineînțeles, voi acoperi eu financiar. Tony îl întrerupse peste măsură de indignat. Acum chiar că mă jigniți! E un privilegiu pentru mine să mă aflu în tovărășia domnișoarei Andreea. De ce, dragul meu, de ce? Se împotrivi moale senatorul. Afacerile sunt afaceri. Aprecia poziția lui Tony, e un domn, se cunoaște că-i de familie. Va găsi desigur mijloacele cele mai potrivite de a se revanșa. Nu e cazul să mai discutăm, spuse Tony. Cum vedeți lucrurile dumneavoastră în continuare? Ele pot evolua fel și chip. Drăgușin râse din gât. Văzând și făcând, dragă barbule, scoate-l din cap pe marțafoi și pe urmă totul e posibil. E prematur să facem planuri. Ba, eu mi le fac umflatule. Tocmai mi-ai oferit-o pe fieta pe tavă de argint. În drum spre casă, două gânduri îl frământară. Întâi, cum să scape de Dona, trebușoara nevoioasă, pentru că nu era femeia de care să te lepezi la un colț de uliță dacă ea nu voia. Apoi, în legătură cu Andreea, până unde va împinge lucrurile? Un mic viol l-ar avantaja? Dar, vorba lui Drăgușin, văzând și făcând, va decide în funcție de inspirația de moment.
Sanda Poenaru nu se miră că fecioră său, la nici 20 de ani, avea deja un copil, de vreme ce ea însăși fusese mamă înainte de 17 ani. O surprindea numai coincidența de destin, amândoi părinți prea tineri cu nelegitim inventar, ceea ce o determină, i se întâmpla foarte rar, să filosofeze despre viață. E o chestiune ereditară aici. Sanda era una dintre acele persoane pe care le puteai defini de la prima vedere. Pe fruntea ei scria clar cu majuscule cocotă. Avea sexapilul curvelor din filme, se farda, se îmbrăca și se mișca pe potrivă. Ca multe colege de breaslă, era inconștientă, cheltuitoare, iremediabil optimistă și oscilantă. Nu lucrase niciodată și, de când fugise din bătătura lui taică-său, un camionagiu cu mintea încrucișată după cum era și privirea sa și ei, trăise de azi pe mâine, dar nu tocmai rău. Avea lipici la bărbați și se întâmpla foarte rar să ducă lipsă de clienți. O iubea îngerașul și, dacă totuși flămânzea o zi două, între a treia sigur dădea peste un mușteriu cu mână largă. Viața dezordonată nu o marcase și nici anul petrecut la Mititica pentru prostituție sub Ceaușescu. Avea numai două blenoragii la activ, dar vorba ei nu se cunoștea și miza pe încă vreo 10 ani de meserie. După aceea și socotind că și-a făcut plinul, se va retrage. Are 3 hectare de vie la Plăieși lângă Huș și o casă pricopsită cu 60 de pomi fructiferi în livadă, unde mai trăia bunica sa dinspre mamă, care nu fusese nici ea ușă de biserică. Până atunci avea să se mai distreze pe săturate. Locuia într-un apartament de 2 camere în Dristor, unde o împroprietărise un grec, trăi l-ar Dumnezeu, singura și marea lovitură din viața ei. De când Ciprian era pe picioarele lui, intrând și el în pâine, îi mai scăpa câte $100, așa că nu era obligată să facă frumos la ceașcă cu oricine și dacă n-avea chef. Nu-i plăcea însă să primească de la fiul său, care îi era recunoscător că nu-l abandonase în vreo casă de copii și de multe ori îi refuzase ajutorul. Trăgând linia, Sanda era mulțumită de soarta ei și se considera o femeie realizată. Ciprian sosi în lipsa Sandei, care, dormind în general până spre amiază, își făcea cumpărăturile după amiaza. Avea însă cheia de la apartamentul maicăsii și singura problemă pe care și-o făcea era ca aceasta să nu întârzie prea mult, împiedicându-l pe el să se prezinte la spectacol. Oricât de cum se cade și de înțelegătoare, nu se știe cum ar fi reacționat, trezindu-se din senin cu o străină, ba pe deasupra și cu un plod în brațe, în propria locuință, găsind pur și simplu ploconul acolo fără niciun fel de explicații. Se simțea mai ales nervos pentru că maică-sa era imprevizibilă și nu ținea seama de niciun program. În mare, pierdea cam 2-3 ore prin magazine, adorând să caște gura și să cumpere tot felul de prostii. În tragere, nu pleca înainte de 10 seara, alternând fie furile în funcție de capricii și de buletinul meteorologic. Dacă, de pildă, vremea era foarte proastă, nu mai bătea trotuarul, ci barurile, holul hotelurilor sau restaurantele care acceptau curvet în zonă. Azi părea o zi obișnuită, dar cu maică-sa nu se știa niciodată. Codruța se așezase pe un scaun și ținea fetița în brațe, hrănind-o cu biberonul. Avea o expresie fericită și Ciprian trebuia să facă eforturi ca să nu o observe. Mai înainte de toate, trebuia să-și păstreze calmul. Fata remarcă dulce. Parcă am fi la noi acasă, adică în căsuța noastră. Tăticul, mămica și bebelușul. O familie. Ciprian își înfipse unghiile în palme. Ar fi urlat și ar fi dat-o cu capul de pereți. Cretina nici măcar nu înțelegea situația, se credea instalată într-un cămin al ei. Nu urma decât să-și încingă un șorț la brâu și să intre în bucătărie să prepare o mâncărică gustoasă pentru cină. Începu să se învârtească fără stâmpăr, ca un leu în cușcă, trecând în revistă toate încăperile. Sanda nu se prăpădea cu gospodăria, curățenia era îndoielnică, dar ordinea, toate fiind puse la locul lor, fără trențe, spânzurând pe scaune, salva interiorul de mizerie. În rest, mobilă obișnuită, un dormitor împopoțonat cu panglii și bibelouri ieftine, puzderie de fotografii. Portrete, ale ei și ale lui Ciprian, necunoscuți, instantanee de vacanță, actori preferați, Van Damme și Ricky Martin având prioritate. Pe ușă, un poster reclamă cu 2 pisicuțe adorabile instalate într-un coșuleț. În bucătărie, ca de obicei, pauză. Pe plita cu 2 ochiuri, Sanda făcea numai cafea, fierbea cremvuști, ouă și macaroane. În baie, un prosop aproape uscat avertiza că maică-sa plecase de ceva timp de acasă. Ar fi o șansă să se întoarcă repede. În aceeași clipă auzi ușa de la intrare și dădu buzna în camera de zi pentru a preîntâmpina șocul Sandei. Aceasta rămase totuși perplexă, dând ochi cu atâta populație,
când știa că lăsase casa fără locatari. Ce de lume!" exclamă, abandonând pachetele pe covor. Ciprian explică încurcat. Mamă, ea e Codruța, o prietenă care pentru un moment n-are adăpost, dacă ne-ai putea ajuta. Sanda rămăsese însă cu privirea agățată la Landau. Se apropie și se aplecă curioasă deasupra copilului. E al tău? Ciprian coborâ privirea și Sanda nu mai avut nevoie de un răspuns deslușit. Codruța se ridicase de pe scaun și, frământându-și degetele plinuțe, rosti sfioasă. Nu-i așa că avem o fetiță frumoasă? Sanda și-a prins o țigare și se trânti pe canapea. Era evident luată prin surprindere și încerca să cuprindă dimensiunile situației. Ce să vă spun, frumoșilor? V-ați pricopsit? Se vede cu ochiul liber, rânji Ciprian. Chestia e dacă vrei să mă ajuți. Ești singura persoană la care pot apela. Adică, ce ar trebui să fac? Ți-am spus să le lași să stea aici, momentan. Ce înseamnă la tine momentan? Cele două femei rămăseseră cu ochii agățați de obrazul lui Ciprian. Nu mult timp, mamă, până găsesc o soluție. Pot să vă fac treabă, îngână Codruța. Și cumpărăturile. Sanda îi aruncă o privire iute. Ochiul meseriaș, o etichetă la iuțeală, o mandarină oafă, dar nu de gang. Hainele erau de calitate, landoul scump, fetiței părea să nu-i lipsească nimic, inclusiv salba clasică de jucărioare colorate care se mișca vesel între laturile căruciorului. Ce fel de soluție? Nu știu, o să găsesc una. Vrei să te însori? Vorbeau de parcă fata nu ar fi fost de față. Nu, se grăbi Ciprian să răspundă speriat de ipoteză. Codruța știe, nu i-am promis nimic. Totul e din vina ei. Maica s-a zâmbit ironic. Mie îmi spui? L-a făcut singură, doar uitându-se la poza ta. Da, astea sunt lucruri care vă privesc. Am bani, suspină Codruța. Nu o să vă coste nimic. Dar tu n-ai casă? I se adresă direct Sanda pentru prima oară. Am, dar Dona vrea să o dea pe Floricel. Ciprian explică. Dona e soră sa mai mare, Codruța n-are părinți, a rămas în grija ei. A găsit o familie care să adopte fetița și Codruța nu vrea. De-aia a fugit de acasă. Sanda își răsuci capul. Dar de ce nu vrei? Datorită profilului vesel, cu nasul în vânt și ochii jucăuși, părea foarte tânără. Tunsoarea la Mirei Matio îi venea bine, iar silueta îi rămăsese suplă. Codruța se extazie sincer. Ce minunat de frumoasă sunteți! Ciprian vă seamănă! Deși flatată, Sanda trecu peste compliment și insistă. De ce nu vrei să dai fata la adopție? O să-i fie și ei mai moale, iar voi scăpați de o belea. Sunteți amândoi prea tineri, n-ați cunoscut nimic din viață, copilul nu-i păpușă, îi trebuie Pampers și păpică. Ascultă de soră ta că știe ea ce vorbește. Ciprian se ralie în viteză. Asta îi spuneam și eu. Sigur, nu o dă pe mâna oricui. Ne interesăm și noi cine sunt părinții adoptivi. Codruța îl întrerupse cu un urlet sfâșietor. Nu, Floricel e a mea, mai bine omorâți-mă! Furios, Ciprian se răsuci cu spatele și începu să bâțâie ostentativ din picior. Mai vrei ceva? Așa cum făcea mereu când se simțea în încurcătură, Sanda începu să se rujeze în fața oglinzii. Îi era milă de fată, atât de tânără și dezarmată din născare, asta și la 50 de ani tot neajutorată o să fie. La copil se gândea mai puțin, ba, chiar deloc. Habar n-avea de nimic un animăluț acolo care scâncește dacă e foame sau dacă s-a udat. Că-i spune mamă ăsteia sau alteia, tot aia era. Ba mai bine, chiar și mai cu judecat ar fi să-l adopte alții, fiindcă muguruța asta, ba nu Codruța, e clar slabă de minte. Îi era milă în primul rând de Ciprian, că s-a trezit la 20 de ani cu un prunc în spinare. Nu îi gaură în cer, mai cu seamă că-i și bărbat, dar îi încurca socotelile cu cealaltă. Ciprian îi povestise despre Andreea o zână, pe orice parte ai răsuci-o. Era îndrăgostit lulea și fata avea și bază. Familie ortomană, taxul elefant alb cu Mercedes, l-ar fi ajutat și pe generică să se cocoațe. Toate bune, dar ce te faci cu amărâta asta vacă cu vițică? Nu o poți lăsa în drum și să spui pălăria pe ureche. Ai recunoscut fata? Da, răspunse fiul său. Poartă numele nostru. Codruța ridică un chip luminos. Floricel Loredana Poenaru, ați auzit un nume mai frumos? Sanda râse. Nu ești chiar un nemernic. Ciprian schiță un gest vag. Dacă nu intervenea Dona... De fapt, așa începuse șantajul. Ori o declar la primărie, ori ne adresăm tribunalului. Asta ar fi însemnat dezvăluirea publică a adevărului, ori tocmai începuse relația lui cu Andreea. Sanda respira adânc și își mai aprinse o țigare. Ce să spun, puiule? Eu aici nu pot să o țin, știi care e situația? Nu pot primi clienți într-o cameră jnailanta soră, că e un plod.
Când faceți probă, eu și Floricel putem sta în baie. Ce probă? Se miră Sanda. Păi, îngână Codruța, probă la clienți, așa ați zis. Nu sunteți croitoreasă. Măcar de-aș croi scule, știu că m-aș împiciora. Asta spuneam și eu, suruse Codruța, parcă de pe altă lume. Sanda comentă veselă, hai că ești o scumpă. Ciprian dădea nervos din picior. Cam pe la 7 ani își dăduse seama cu ce se ocupă maică-sa, dar nu agrea detaliile tehnice ale profesiunii și nici discuțiile pe temă. De-a lungul anilor se obișnuise cu o stare de fapt, dar nu drapela statutul de prostituată al Sandei. Normal. Ceea ce considera cu totul anormal era lipsa de complexă a acesteia, naturalețea, sinceritatea absolută cu care gândea socotind prostituția o meserie la fel cu celelalte. Îmi dau seama că ești la ananghie și încerc să te ajut. Să zic că le țin câteva zile, hai, o săptămână, dar nu mai mult. Chipul lui Ciprian se lumină. Săru mâna, mamă, ești un înger. Hai, lasă-mă să te pup. Sanda se lăsă, dar simți nevoia să-i atragă atenția. Vezi că zilele trec repede, ți se strecoară printre degete. Gândește-te serios la o soluție. Pe urmă, mai e ceva. Ce? Se sperie Ciprian. Sanda se răsuce arătând spre Codruța. Pe fata asta n-o caută nimeni? Ce-o să zică sorusa când o vedea că se înserează, ba mai trece și noaptea și astea tot nu se întorc. Vezi că ne trezim cu poliția pe capul nostru. De ce? În definitiv, nu-i prizoniera nimănui. Dacă o iei în bătătura ta, nimic de zis. O treci în cartea de imobil și ceau. Nimeni nu mai are ce să-ți facă. Exclus, respinse Ciprian categoric. Continuau să vorbească, făcând abstracție de Codruța. Aceasta luase copilul în brațe și o legăna, aruncându-le priviri când speriate, când senine. Declară deslușit. Noi nu ne întoarcem acasă. Mâine vin să o ia pe Floricel. Isprăvești odată că am înțeles, urlă Ciprian enervat. Ascultă, mamă, mi-a venit o idee. Ce-ar fi să le ascundem la bunica? Nici dracu nu le caută la huși. Hai, nu fi pampalache, cum să le ascunzi? Da ce, sunt ace de gămălie să le înfiși sub rever? Tu-l mai ții minte pe Gelu? Ciprian dădu din cap. Era un puș de vreo 10 ani pe atunci, dar și-l amintea perfect, pentru că legătura Sandei cu respectivul durase destul de mult. Era un borfaș cu oarecare stil, chipeș, și maică sau îl iubise, un amant de suflet. Gelul ăsta, urmă Sanda animată, avea doxă. Cât a stat la noi, se ascundea de poteră și țin minte că tot așa. I-am propus să stau o vreme la bunică ta la Plăieși. A râs de mine, de s-a stricat. Când vrei să faci lampa mică, te aciuezi dracului într-un oraș mare printre cetățeni unde te pierzi. Nu te pitești într-un sat unde vecinii îți cunosc și găinile pe nume. După cel mult o noapte, te trezești cu șeful de post la ușă că ce și cum. Nu se compară situațiile, spuse Ciprian, care se simțea tot mai încântat de propria idee. Esențial pentru moment, îi se părea să îndepărteze pericolul imediat. Gelul era dat în urmărire generală, infractor, recidivist și așa mai departe. Și pastea dispărutele, nu crezi că le caută? E, nu mai sunt ei chiar așa de atenți. În plus, chestia asta nu o să țin o veșnicie. Am nevoie de un răgaz de circa 2 săptămâni, atâta. O nepoată care vine să petreacă o mini-vacanță la țară, la bunică sa. Nu-i ceva nefiresc. Sanda ridică din numeri. Din partea mea, ești slobod. Măta mare are 4 odăi, mâncare, slavă Domnului. Și după 2 săptămâni, ce faci cu ele? Nu mai contează. Până atunci voi fi însurat. Sanda îl privi lung. Vezi că umbli pe sârmă. Nu găsi pe nimeni când se întoarse de la serviciu, dar faptul în sine nu era ieșit din comun. Toni pretindea că se plictisește în lipsa ei, că așa că nu apărea înainte de 6. În ce o privea pe Codruța, probabil că se plimba prin parcul fetița ca în toate zilele frumoase. Se ocupă de câteva mărunțișuri și, în mod excepțional, puse niște paste la fiert. I se făcuse poftă de spaghetti milaneze. Între timp sosi și Toni, bine dispus, cu un carton de prăjituri și cu un buchet de gerbera. Dona îl măsură circumspectă. Făcea parte dintre femeile care nutresc ferma convingere că bărbații aduc flori, fără motivația vreunui eveniment, doar când se simt în culpă. Îl sărută chipurile ca să-i mulțumească și se simți ceva mai liniștită. Nu mirosea a damă. Ne-am văzut landoul în vestibul, observă bărbatul întreagă. Sunt la plimbare, deși ar fi cam trebuit să se întoarcă. Abia spre 8 începu să se neliniștească. Pe unde naiba o filă lăindu-o zăluda-aia? Niciodată nu întârzi atâta. Toni, care urmărea o cursă de mașini la Eurosport, dădu din cap absent. Chiar? Poate-i pe la vreo prietenă. Dona a trecut furioasă în dormitor. Prietenă pe dracu! Parcă el nu știa că fata n-are pe nimeni. Telefonul nu sună niciodată pentru ea.
îmbrăcă la iuțeală niște blugi, puse o bluză la întâmplare și, traversând aproape în fugă livingul, anunță din mers. Mă duc să o caut în parc, praf o fac, în loc să mă odihnesc. Dacă vrei, mă duc eu, se oferi Tony, degeaba. Eu le știu pe tâmpitele alea care își plimbă plozii. Vin imediat. Își simțea carnea tremurând pe ea de furie și își spuse că va trebui să se stăpânească din răsputeri să nu-i smulgă părul din cap. În curând însă, îngrijorarea îi topi mânia. N-o întâlni pe sora sa pe drum, așa cum se așteptase, și odată ajuns în parc, constatând că acesta se golise de mămici cu cărucioare, intră de-a dreptul în panică. Întâmplător știa unde locuiește una dintre colegele Codruței. Răspunsul categoric al tinerei femei a avut efectul unei bombe. N-am văzut-o deloc azi pe Codruța cu Floricel, nici dimineață, nici seara. Chiar ne miram. Dona dădu buzna în casă. Au dispărut. Pur și simplu au dispărut. Arăta speriată rău și Tony a avut suficient tact să închidă televizorul. Ce înseamnă au dispărut? Unde au dispărut? Să nu exagerăm. Dona țipă. Nimeni nu le-a văzut azi. Găsește tu alt termen pentru chestia asta. Tony lansă prudent. Răpire? Cine mă sare nevoie de două toante? Ce răscumpărare să ceară de la noi? Stăm într-un bloc nenorocit, nu la vilă cu majordom și doberman și nu ne latră niciun jaguar în garaj. Mai există și alte mobiluri, rostimoale Tony. Organele sunt la mare preț. Dona țipă. Ce-ar fi să păstrez pentru tine ideile macabre? Chestiile astea nu se întâmplă la noi. Explică mai mult ca să se liniștească pe ea însă și nu în lumea bine. Mișună subteranele orașului de vagabond și abandonați de care nu se interesează nimeni. Tony își ascunse surâsul. Lumea bine, Dona se considera făcând parte din ea și ar fi fost surprinsă dacă ai fi contrazis-o. Ce să mai zic atunci drăgușinii și chiar el însuși? Nu trece prin minte unde ar putea fi. Urmă Dona retezând încăperea în sus și în jos ca o turbată. Nu are unde să se ducă, nu cunoaște pe nimeni. Tony o privi pe sub sprâncene. V-ați certat? Parcă poți să te ceri cu oaia asta. Tu zici și ea scâncește. Ce i-ai zis? Femeia nu răspunse și intră în dormitor. Din cauza alergăturii și a neliniștii, transpirase și vroia să-și schimbe bluza. Tony deschise din nou televizorul și se adânci de data asta în urmărirea unui meci de box. Întoarcerea vijelioasă a Donei îl întrerupse. Mai dă-l măsa de televizor, într-o zi am să ți-l bag în fund. Tony era prea bine dispus ca să se enerveze. Ușurel, baby, eu nu ți-am făcut nimic. Ai umblat azi în șifonier? Bărbatul o privi mirat. Știi bine că nu umblu niciodată, n-am curiozități. Dona știa că așa e. În ciuda intimității dintre ei, Tony se comporta ca un pasager și își păstrase locuința de la părinți. La Dona avea numai schimburile de sezon, nu scotocea prin casă și deschidea doar televizorul și frigiderul, la conținutul căruia contribuia cu larghețe. Ce-ți veni? Dona rosti cu buzele făcute pungă și privirea scăpărând de mânie. Lipsesc toți banii din șifonier. Mulți? Destui! Tony păru să respire ușurat. E clar, a fugit de acasă. Cel puțin, acum știi că n-a răpit-o nimeni. Începu să râdă. S-ar părea că nu e chiar atât de toantă. Ia zi tu, păpușică Luneica, ce s-a întâmplat de fapt? I-am spus că vine o familie să vadă copilul, recunoscu femeia cu jumătate de glas. Să-l adopte. Subtilă ca un crocodil. Ai găsit cel mai eficace mijloc de a o da afară din casă. De ce naiba ai făcut-o? M-a scos din sărite, scurt. Și iată-o scurt, a tăiat-o. Nu-mi închipuiam că ar putea avea atâta curaj, pentru că n-ai copii. Asta ți-ar fi stimulat fantezia. Clătină de câteva ori din cap a tristă constatare. Mare bestie ești tu, Dona. Hai, sictir, bestie-i măsa că mi-a lăsat-o pe cap. Sunt tânăr, am dreptul la viața mea, nu să mă ocup de handicapați. Ai scos bani frumușei de pe urma handicapatei, replică în gând Tony. Soarta Codruței era indiferentă, începuse să fie îngrijorat de ce avea să se întâmple cu el însuși. Dona nu era femeia care să se luase scoasă din cărți fără să riposteze dur. Ar fi fost suficient să poarte o discuție clară cu Drăgușin. Acesta i-ar întoarce urgent spatele lui Tony, iar trandafiriile proiecte care îi legănau dulce somnul ar fi sărit în aer. Ipoteza îl înfioră și decise să se gândească la altceva. Vrând să o îmblânzească pe Scorpie, declară cu voce împăciuitoare. S-ar putea ca Ciprian să știe ceva. Mă îndoiesc, nu vrea să aibă de-a face cu ea. Cât de cretin însă, s-ar putea să fi uitat acest mic amănunt. Nu ține minte nimic din ceea ce nu-i place. Da, surâse Tony, eu i-aș zice instinct de conservare, s-ar putea să mai fie acasă, e abia nouă. Dona formă numărul, sună lung, fără rezultat, încercă și a doua oară de teama unei atingeri, dar nu-i răspunse nimeni.
Îi știi numărul de pe mobil? Dona se enervă. Și numărul de la indispensabil, de unde dracu vrei să-l știu? Nici măcar nu știu dacă are mobil. Trebuie să mergem după el la club. Unul din ștabii clubului îi lămuri surzând un suros. Ciprian n-a venit în seara asta. Ne-a anunțat că va lipsi o zi sau două din cauza unor probleme de familie. Doriți cumva o masă? În drum spre casă, dona o apostrofă. Ține dracului amândouă mâinile pe volan. Nu-i momentul să faci acum pe nebunul. Tony se execută. Într-adevăr, îi plăcea să conducă numai cu o singură mână și cu brațul stâng rezemat nonșalant pe geamul deschis. Așa proceda Don Johnson în filme, starul lui preferat pentru că îi se părea că îi seamănă. Nu-mi vine să cred că e o simplă coincidență. Aș paria că am dat de un fir. Ce zici, îi facem o vizită acasă? Nu, cred că găsim pe cineva acolo, răspunse dona pe gânduri. Ce interes ar avea să o ascundă? Eu zic că dimpotrivă, ar fi fericit să scape de ele. Ne-ar fi anunțat până acum, tocmai ca să îi le luăm de pe cap. Ce urmărește? Nu știu. Gândește-te bine ce faci, să nu ți se reproșeze că n-ai anunțat imediat poliția. Că n-am anunțat-o noi, sublinie dona. Suntem amândoi implicați, doi șantajiști. În regulă, acceptă Tony. Ce propui să facem în continuare? Trecem totuși pe la Ciprian ca să fim cu conștiința împăcată, deși e timp pierdut. Și după aia? Un surâs fugar traversă pentru o clipă chipul de Brunhilde al donei. Am o idee. Doctorița Sofron declară pe un ton glacial. Pot să sper că aceste vizite nu vor deveni un obicei? Structural stăpânit, la care se adăuga starea de spirit constant pozitivă a individului mulțumit în propriei piele, inspectorul Dinu Mănescu nu se enervă. Replică deci dur ca să o scoată pe doctoriță din sărite. Stimată doamnă, ca persoană privată mărturisesc că nu-mi face nicio plăcere să vă întâlnesc. Dacă v-ați propus cumva să fiți cu tot din adinsul antipatică, vă asigur că reușiți cu brio. E o chestiune care nu vă privește. De acord, doar că obligațiile profesionale mă silesc să înghit și pilule mai pătrate. Mă aflu la dumneavoastră în interes de serviciu. Întreagăt fie spus, ar trebui să apreciați că nu v-am citat la poliție, ci m-am deranjat eu. Îmi dau lacrimile de recunoștință. Dumitru Sofron, înghesuit între umeri, făcea impresia că s-a ascuns în colțul livingului. Tresărea la fiecare replică schimbată de cei doi. S-ar putea să ajunge și acolo. Acum două zile ați fost victima unui atentat. Am dat declarațiile, nu mai e nimic de adăugat. Punct. Țin totuși să vă reamintesc că a fost o tentativă de jaf. De unde știți? Se interesă Milord Suav. E la modă de când cu democrația asta. Iar alt motiv nu există. Dinu Mănescu o măsură ostentativ, invers decât toată lumea, adică nu din crește, ci plecând de la pantofii practici și solizi, urcând în lungul costumului cafeniu de cursă lungă și până în dreptul urechilor lipsite chiar și de meschinele bobițe sau cerculețe de aur. Aveți bijuterii, lucruri de valoare, evident, asupra dumneavoastră. Ecaterina Sofron îi aruncă o privire fioroasă. Nu, domnule inspector, eu sunt medic, om de știință. Nu curvet care face reclamă la chestii din ăștia frivole. Mănescu suruse. Chestii din ăștia. Trăiască Oltenie. Era un agramatism de care se părea că oltenii nu se pot dezbăra, intrat în sânge din copilărie și rămas ca înșurubat pe vecie. Îl întâlnise frecvent și la oameni școliți, spre surprinderea lui, chiar la o eminentă profesoară de limbă română. Date fiind circumstanțele, tentativa deja nu-i prea convingătoare. Aveam o geantă, pe mulți au betegit doar pentru câteva mii de lei. Dacă aveau intenția de a vă betegi, cu siguranță ar fi izbutit. A intervenit tânărul despre care am mai relatat. Inspectorul respinse argumentul dând din mână. Îți trebuie mai puțin de o secundă dacă vrei să lovești țeapăn. O grimasă care se dorea ironică strâmbă chipul doctoriței, orientându-l spre nord-est. După opinia dumneavoastră, care ar fi motivul pentru care am fost atacată? Ce a intenționat nenorocitul ăla? Dinu își cântări replica, rostind-o deslușit. Să vă sperie. Un soi de avertisment. Ați înnebunit! Sofron scânci speriat. Nu te enerva, dragă! Nevastă sa i-aruncă o privire cruntă și continuă. Ce avertisment? De ce să mă sperie? Pentru că ați văzut, auzit, în fine, știți ceva care deranjează pe cineva. Cum ați ajuns la concluzia asta acrobatică? Locuiți într-un imobil unde se întâmplă lucruri ciudate. Suntem obligați să luăm în calcul toate ipotezele. Tot ce se petrece mai ieși din comun cu unul dintre locatari poate avea legătură cu ancheta. Întâlni privirea lui Dumitru Sofron, care cerșa îndurare.
Dinu încerca din răsputeri să-i camufleze indiscreția, deși în contextul situației cuvântul avertisment era riscant, avertiza că dispune de unele informații, iar acestea nu puteau proveni decât de la bătrân. Cel puțin așa se petrec lucrurile în general. Pot să mai completez că nimeni nu e molestat din senin. Concret, care ar fi fost scopul? Fii atentă ce faci, nu glumesc. Doctoriței îi scăpă vocea. E ridicol. Vă încăpățâna susținând ipoteza care vă convine. A fost o tentativă de jaf și basta. Milord replică liniștit. Dumneavoastră vă încăpățânați. Chiar furia aceasta nejustificată dă de gândit. Vă atrag atenția că obstinația v-ar putea fi fatală. Nu mai vorbesc de faptul că dumneavoastră, probabil, obstrucționați bunul mers al anchetei. Obrazul doctoriței tremura de furie, ochii aruncau flăcări negre. Arăta ca o nebună. Iată-mă și infractoare! Fă-mi plăcerea, domnule, și ieși afară! Plăcerea e de partea mea, surâse Mănescu. Mai gândiți-vă! În vestibul se afla o sacoșă cu sifoane goale. Le pregătise Sofron, care chiar înainte de sosirea inspectorului principal, intenționa să meargă la centrul din spatele blocului să le umple. Terorista apucă unul din ele și începu să dea în bătrân pe unde nimerea. Sofron se ferea ca un copil, cu mâinile ridicate și încercând parcă să intre în colțul unde rămăsese înghesuit. Nu o văzuse niciodată atât de dezlănțuită. Iudă! Urlă făcând spume la gură și nu era o figură de stil, căci în colțul buzelor se iviră cocoloașe de salivă concentrată. Tu mai vândune, norocitule! N-am spus eu nimic, îngână bătrânul. Când era să-i spun? Minz vierme! A nimerit-o la fix cu avertismentul. Ce-i Mafalda? Tu mai trăda futu-s mormântul, măti! Sofron se făcu și mai mic între umerii strânși, ochii jucau în lacrimi. Avea un cult pentru memoria maică-sii care, văduvă de tânără, îl crescuse ca vai de capul ei dintr-o leafă de țesătoare la Tricodava. Nu se căsătorise niciodată și nici concubin nu acceptase de teamă ca străinul să nu-i asuprească băiatul. Ecaterina îi simțise slăbiciunea, știa că îl doare adânc orice impietate la adresa maică-sii și, când vroia să-l rănească, aici țintea terorista, țăranca analfabetă care l-a făcut în șanț haznaua văduvilor din Mahala, peizancă fără chiloți, cu pizda în palmă, în timp ce pe el nu-l scotea din bastard. N-am zis nimic, pușii, zău că n-am zis. Dar să zicem că ziceam, tot în interesul tău aș fi făcut-o, să nu pățești, Doamne ferește, ceva, să te păzească ei. Teroristă îi fu de ajuns ca să fiarbă cu clocot mare. Condiționalul aș fi făcut-o, motivat de, vezi, Doamne, devotamentul nutrit pentru nevastă, constituia o recunoaștere implicită a trădării comise. Ți-am spus să-ți țigura, nenorocitule, impotentule, de ce să-mi scormonească poponarul ăsta viața? De asta îi era cel mai teamă doctoriței. Nu există viață de om, fiecare cu dosarul lui, din care să nu răzbată mirosul de rahat dacă scormonești. De ce a plecat ea din râmnicul sărat, noaptea pe furiș, cu coada între picioare? Decât să trăiască încă o experiență ca asta, mai bine ștreangul. Se năpusti din nou asupra lui bărbată, său având senzația că e în stare să facă moarte de om. Pleacă sau te ucid! Nu mai ai ce căuta în bătătura mea, os de curvă, ia strențele și cară-te ca ea făticăloasă! Dumitru Sofron se ridică umil și se strecură iute și cumva oblic prin fața teroristei, de frică să nu mai încaseze un sifon în cap. Cu aceeași repeziciune își aduse un scaun din bucătărie și se cocoță pentru a ajunge la valiza de pe dulapul din vestibul. Era geamantanul lui, singurul, din vremuri de mult trecute, de mare lux. Îl dăruise cu ani în urmă o gazdă, văduva unui colonel din armata regală. Obiectul se plimbase prin multe garnizoane, văzuse chiar și frontul de răsărit, consecințele itinerariului întins pe decenii fiind vizibil, dar în ochii lui Sofron nu-și pierduse valoarea. Era din piele de porc, iar interiorul avea un buzunar special, cu elastic, destinat obiectelor de toaletă. Începu să-l umple sub privirea sarcastică a nevestisii care nu-și închipuise că lucrurile vor ajunge chiar atât de departe. Nu că Dumitru i-ar fi fost indispensabil ca soț, dar i-ar fi lipsit o victimă sigură. Se interesă veninoasă, gata să muște. Unde tragi? La Hotel Șanț? Sofron îi dădu ceea ce el socoti a fi replica vieții lui. Ce-ți pasă ție, teroristo!
Își zise că, dacă tot era prin zonă, nu strica să aibă o scurtă întrevedere și cu soții Dimitrescu. Nouă seara nu era tocmai cea mai potrivită oră de vizită și încă neanunțată, dar să admitem, își zise Dinu, că între oameni tineri protocolul nu funcționează chiar atât de riguros. De altfel, zgomotele care răzbăteau din apartament nu sugerau nicio ora de masă, nici de odihnă. Se auzeau muzică, vocile celor din casă, tropăitul și râsul gângurit al lui Crișan. Îi deschise domnișoara Lola, învăpăiată și cu peruca ușor alunecată, care se scuză mecanic, fără motiv. Iertați-mă, alergam după Crișan, nu vrea să meargă la culcare. Capul curios al puștiului se ivi instantaneu pe sub brațul bătrânei. Îl recunoscu pe inspector și îi surâse fericit. Avem musafir și aici se includea și pe el, nu mai era obligat să se bage în pat chiar acum. Dimitreștii se arătară plăcut surprinși și Mihai deschise imediat barul. O primire caldă ca între prieteni. Separat însă, Milord simți o crispare specifică neliniștii, o ospitalitate voioasă, simulată și sesiză privirea iute, ascuțită, schimbată de cei doi soți. De data asta, surâse Gina, nu mai aveți niciun motiv să ne refuzați. Sper că nu sunteți în orele de serviciu. Bărbată să urâse. În orice caz, nu se mai duce la serviciu. Se interesă pregătindu-se să toarne. Scoci, bourbon, coniac? Stai, domnișoară Lola, bea și dumneata un pahar cu noi. Bătrâna se fustăci. Nu prea era obișnuită ca Dimitreștii să o bage în seamă. Realitatea era că femeia îl plictisea de moarte și o ocolea cu amabilitate. O, domnul Mihai, eu știți, cu băutura, nu prea. Ei, odată merge. Și împărți paharele. Le ridicară a cin-cin, fără să ciocnească însă. Ai fi zis că toți sunt crâncen de însetați. Chiar și domnișoara Lola dădu paharul peste cap ca un băutor adevărat. Am fost la familia Sofron, explică Mănescu, și n-am rezistat tentației de a trece și pe la dumneavoastră. Foarte bine, exclamă Dimitrescu. Sofron, cine să știa? Vecinii dumneavoastră de la etajul 4. Habar n-aveam, râse Gina în maniera caracteristică indivizilor cărora li se pare extrem de distins să-și ignore cu desăvârșire colocatarii. Nu-s prea simpatici, spuse bătrâna. Mai ales ea, e doctoriță. Își regretă imediat vorbele și încercă să retracteze. E, poate e o impresie, se cunoaște că am băut pe mine, vă rog să mă iertați. Se ridică după un bună seara general și ieși. Fiind de acasă, nu o conduse nimeni până la ușă. Inspectorul constată pe ton de conversație. Mare șansă ați avut cu domnișoara... Gina se interesă. Vă referiți la faptul că locuim în același bloc? Bineînțeles, aveți libertate de mișcare, vă puteți permite să ieșiți. Cea mai mare parte a amicilor mei, bătuie el câmpii în continuare, sunt blocați, se confruntă veșnic cu aceeași problemă. Cu cine îl lăsăm pe la micu? Tot sărăcia-i de vină, observă Mihai, și serviciile deficitare. Pe câți îi auzi la noi că angajează babysitter? Cei mai mulți scară copiii după ei, adorm pe masă printre blide și pahare. Oribil, se asocie Gina. În general, dacă vrei să strici o petrecere, modalitatea cea mai sigură e să le permiți musafirilor să vină cu copiii sau să deschizi televizorul. Dimitrescu râse. De regulă, se practică amândouă împreună. Dincolo însă de flecăreala ușoară, Milord simțea încordarea, anxietatea așteptării. Doar un cretin și-ar fi putut imagina că le pică poliția pe cap la 9 seara ca să papoteze despre fenomenul babysitter și despre cum se desfășoară lucrurile la petreceri. Dinu urmă în același stil. Presupun că duceți o viață mondenă destul de activă? Așa și așa, spuse Dimitrescu. Mai activă decât a altora, mai liniștită ca altădată. Începu să râdă. În primul an de căsătorie ne-am ambiționat să vizităm toate localurile capitalei cel puțin o dată. Cum s-ar zice, colecționam. Drăguț, râse Milord amuzat. Gina suruse cu duioșie. Eram doi nebuni. Cu timpul, reluă bărbatul, mai ales după ce s-a născut Crișan, ne-am mai potolit, ne-am rezumat la două, trei localuri. Frecventați și cazinourile? Uite un viciu pe care l-am scăpat, râse Dimitrescu. Nici n-am pus piciorul, dar odată tot ar trebui să mergem din curiozitate. Ce zici, Gina? De ce nu? Mănescu a avut senzația că femeia se repliază brusc ca un melc care se retrage în cochilie. Avea antene sensibile, era categoric mai subtilă ca bărbatul său. Cât de lesne te poți înșela, păru Dinu că se miră. Aș fi jurat că v-am văzut alaltă ieri seara la Casino Victoria, sus, pe calea Victoriei. Dimitrescu, fără aer, căuta o replică.
Nevastă s-a salvat situația, simulând o scenă drăgălașă de gelozie. Va să zic așa, domnul meu, mie mi-ai zis că ai o întâlnire de afaceri. Lasă că discutăm noi. Îl amenință cu degetul. Mănescu suruse ușor. Femeia era isteață, dând altă direcție nesincerității lui Dimitrescu. Adică nu-l mințise pe anchetator, ci pe ea, soția geloasă, încercând să camufleze o inexactitate. De la bun început o alertase cuvântul casino, unde, desigur, ea știa că Mihai îl întâlnise pe Marțian. Deci, vizitase un asemenea stabiliment în vreme ce inspectorului îi spusese că nici nu pusese piciorul. Desigur că m-am înșelat, declară împăciuitor inspectorul. O simplă impresie fugară, eram prea atent la joc. Gina închise cu grijă ușa care dădea spre vestibul. Mihai goli la repezeală paharul cu scoci și își mai turnă unul. Te pierzi ușor cu firea, scumpule, spuse nevastă sa cu blândețe și vorbind instinctiv cu voce scăzută. Adevărul e că m-am blocat. Prea m-a luat la fix. Dar ce înseamnă asta? Suntem filați? Fără doar și poate, doar nu crezi într-o simplă coincidență că se afla întâmplător la cazinou. De ce nu? La stilul lui. Îl văd frecventând orice soi de local, că de simandicos. Adevărat că tipul nu seamănă cu nimic din ceea ce ne închipuim noi a fi polițist, dar nu-mi place să-mi fac iluzii. Sunt convinsă că te-a urmărit. Dimitrescu o privi speriat. Înseamnă că m-a văzut stând de vorbă cu Marțian. Exact. Iar eu i-am spus că habar n-am de unde să-l iau. Liniștește-te, iubitule. Ar fi o mică minciună care încă nu dovedește nimic. Bărbatul început să se plimbe nervos prin living. A prins un fir, asta e. A prins un fir, dacă nu chiar capătul ghemului. Se lăsă brusc la picioarele ei și îi prinse mâinile. Scumpa mea, te rog să mă ascult, să mă înțelegi. Simt că dacă nu revăd locurile acelea, nebunesc. Spaima dilată privirea femeii. Locurile acelea, adică în pădure? Da, trebuie neapărat. Simt nevoia să văd ce s-a mai întâmplat, să mă asigur că totul e în regulă, că nu s-a umblat, că anii au săvârșit uitarea. Nu pot rezista dorinței. E ceva mai presus de puterile mele. Trebuie. Parcă toată viața mea depinde de asta. Trebuie.